Da, este unul dintre cele mai frumoase reușite. E cea mai bună carte de vizită pe care aș putea să o am. Copilul? Da, poți să te prezinți în fel și chip și poți să faci o grămadă de artificii și poți să spoiești realitatea cât vrei, dar în momentul în care îți arăți copilul, cred că îți spune multe despre tine. Wow! Cam învățat să mă împac cu mine între timp și să-mi dau voie să fiu cum sunt, fără să țin foarte mult cont de ce cred că ar aștepta ceilalți de la mine. Dar pentru asta fac terapie. Asta zic, cum ai făcut asta? Am făcut că era să mor vara trecută. Domnul doctor Octavian Arnautu, forever in my heart. Apendicul meu era explodat de mult, era deja gangrenos. Eram în septicemie deja. Și dacă nu mă opera atunci, cam aia era. Dar ți-a zis efectiv că erai în pericol de moarte? Da, mi-a zis clar. Adică mi-am dat seama că nu mai am cum să vă salvez. Orice aș face, n-am cum. Bun găsit, iubiților! Continuăm seria interviurilor de suflet cu femei remarcabile, care efectiv își pun amprenta asupra a tot ceea ce fac și a tot ceea ce lasă în urmă. Iar invitata mea de astăzi este, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă, cea mai puternică, cea mai înaltă vibrație pe care o voce o poate transmite. Și acesta nu este singurul dintre darurile cu care Dumnezeu a înzestrat-o. Are un suflet plin de lumină, e frumoasă, e caldă, e blândă. E un om pe care îl admir din foarte multe puncte de vedere și de care mi-a fost foarte dor, pentru că n-am mai văzut-o de prea multă vreme. Narcisa Suciu, bine ai venit acasă, bine ai venit la Doamne, Te Ascult. Doamne, dar ce prezentare mi-ai făcut, mulțumesc frumos. Nici nu știu ce aș putea să zic. Cu drag, cu mare mulțumesc. Drag. Asta mi inspiri, asta transmiți. Mă bucur dacă reușesc, asta e mare lucru. Asta ești. Lumină, eu asta văd când mă uit la tine, asta am văzut întotdeauna. Ori aura asta pe care ai avut-o cu da, culoarea părului dintotdeauna, dar asta îmi exprim. Tu știi că părul roșcat e genă recesivă, părul creț e genă recesivă, ochii albaștri e genă recesivă, pielea cu pistrui e genă recesivă. Eu practic nu trebuie să exist. Adică în teorie tot ce am eu la un loc ar fi făcut să nu fiu un om viabil. Sau, dimpotrivă, da. Dumnezeu a pus acolo ce a știut el de cuvință să ieși așa. Și totuși a îngăduit să exist. Înseamnă că am oare ceva treabă. Ce treabă ai? Nu știu, încă încerc să aflu. Da, nu știu. Probabil că asta cu cântatul e treaba mea principală, mă gândesc, nu știu, cred. Pentru că altfel n-are nicio explicație faptul că încă lumea își dorește să mă asculte cântând eu lipsind de pe piață atât de mult timp. Și ne lucrând la asta, ne investind timp, relații. Da, hituri după hituri, da, radio, toată ziua, difuzări. Da, altă explicație nu am pentru care în continuare îmi sună telefonul. Da, simți asta, exact ce am zis eu mai devreme, vibrația asta pe care o transmiți prin vocea ta. Și asta cred că e... Mi se întâmplă. Cum se simt oamenii când te ascultă, știi? Mi se întâmplă, nu întotdeauna. Sunt zile în care pot să cânt tehnic impecabil, să nu fac nicio greșeală, dar să nu se întâmple nimic, pentru că mintea mea e în altă parte sau sufletul meu nu e fix acolo și în momentul în care îți cânt un cântec, eu îți dau o poveste, îți vând o poveste. Și dacă nu sunt în poveste, eu pot să-ți o cânt tehnic bine și să nu se întâmple nimic, să nu o cumperi. Știi? Și atunci încerc să dau la o parte orice urmă de cabotinism, în așa fel încât în momentul în care îți zic povestea, chiar să cred ce s-o zic crezi, acolo. Exact. Da. Mă bucur să te revăd. Am zis și mai devreme, prea multă vreme a trecut de când te-am văzut. Bine, am mai fost pe aici, dar nu ne-am întâlnit. Da. Povestește-ne un pic. Unde ai plecat? De ce ai plecat? De când ai plecat? Am plecat în urmă cu 13 ani și vreo 2 luni, că era ianuarie când am plecat. Am plecat în Finlanda. Într-o încercare, practic. În sensul că eu sunt un om care își cântărește foarte bine deciziile. Și în momentul în care iau o hotărâre, eu nu mă mai uit în urmă. Am luat-o și am plecat. În momentul în care am plecat, luasem în calcul faptul că s-ar putea să nu ne acomodăm acolo nici eu, nici Daria, fiica mea. Și mi-am zis că asta e, dacă nu ne acomodăm, ne întoarcem, că până la urmă e o încercare și asta e. Nu o să pierdem nimic, ce o să pierdă? Un an de școală eventual sau... Numai că ne-am acomodat. Cu binele te obișnuiești repede, știi?
am ajuns într-o țară care e foarte pe gustul meu, e foarte logic totul acolo. Toată lumea te ia de bun. Nimeni nu... Cum să zic? Nu vezi scepticism în ochii lor în momentul în care tu le zici povestea ta, știi? Omul te ia așa cum te prezinți. Și ne-am acomodat repede. Mai greu a fost să ne acomodăm cu temperaturile, pentru că era ianuarie când am plecat. Dar pe urmă, în momentul în care au început nopțile albe și o explodat natura și... Cum să zic, e o țară care mi se potrivește, da. Arată cumva cam ca Baia Mare din copilăria mea, cu păduri, cu, nu știu, cu trafic puțin, cu lume puțină pe metru pătrat, pe kilometru pătrat. Nu știu, mi-a plăcut tot. Ai simțit locul respectiv? Da, și era un loc în care am simțit că Daria se poate dezvolta. A, bună! Știi? Și că ar putea să crească frumos. Ai făcut mutarea asta pentru ea sau pentru tine? Am făcut-o pentru noi, dar cred că în calculul meu, în primul rând, am luat-o pe ea. Uh-huh. În momentul ăla, pentru că exista varianta în care soțul meu, Veico, se muta aici și aia era. Adică am discutat și despre asta. El la un moment dat zicea, bun, să-mi spui cum vrei să facem. Adică îmi vând mașina, barca, motorul, închiriez casă sau vând sau nu știu și mă mut acolo sau veniți voi încoace. Dar cumva trebuie să că facem. Era relație la distanță. Da. Și cum vă vedeați? Cât timp vă vedeți? Dar noi n-am apucat să ne vedem de prea multe ori pentru că ne-am cunoscut în vară și în iarnă m-am mutat acolo. Adică a fost foarte repede. Mm-hmm. Era o chestie care nu mi-e specifică. Ne-am cunoscut în iulie, dacă nu mă înșel, sau iunie sau iulie. Nu mai țin minte ce era. Și în ianuarie erați plecate. Și în ianuarie m-am mutat și în martie ne-am căsătorit. Na, adică foarte repede. Așa că n-am apucat să facem nu știu ce mare relație la distanță. Mm-hmm. În timpul ăsta am mers, m-am întors, a venit el, s-a dus înapoi, iar, mă rog, de câteva ori. Și aia a fost. Acum, cu toată dragostea pentru România, și știu că iubești țara asta, știu că ți-a oferit foarte multe și tu la rândul, da, ei, la rândul tău ei. Da. A fost mai bine pentru Daria să crească, să se dezvolte, să-și primească educația, mă rog, nu educația, să intre în sistemul de învățământ de acolo, că să educația că întreb, cred că de acasă se face. Mă întreb des dacă ar fi crescut aici, nu știu dacă era altfel sau, mă rog, și mă uit și fac comparație cu fetele de vârsta ei pe care le știu, ori din familii cu părinți cunoscuți, ori, mă rog, fete cu care ea se împrietenise în timpul școlii înainte să plecăm și nu știu ce să zic. Ea, îți place ce vezi acolo? Mie îmi place foarte tare felul în care ea a devenit om mare, pentru că acum are deja 25 de ani. Dar în momentul în care am plecat, mulțumesc la fel, în momentul în care am plecat avea 11 ani. Mie îmi place foarte tare cum a crescut și, mă rog, ce fel de om a devenit. Nu știu dacă era la fel și aici, adică chiar am vorbit și cu ea despre asta și i-am dat la un moment dat un exemplu negativ și îmi zicea, dar eu nu aveam cum să ajung așa, că nu-i firea mea așa. Eu știu, numai că nu știu, poate că felul în care suntem atât de agitați și de alergați în orașul ăsta mare, toți, știi? Toată lumea se grăbește undeva, toată lumea trage pentru sine mai degrabă decât pentru noi, știi? Cred că l-am dat putea să-și pună amprenta pe devenirea ei. Nu știu ce să zic, da? Dacă așa o trebuie să întâmple lucrurile, că altfel nu ne-ar fi ieșit, nu? Cu siguranță. Mă gândesc că... Cu siguranță. Da. O să ajungem să vorbim și despre Daria, pentru că, da, este unul dintre cele mai frumoase, e cea mai bună carte de vizită pe care aș putea să o am. Copilul? Da, cred asta pentru orice mamă. Cred că copilul nostru e cartea noastră de vizită. Pentru orice părinte, până la urmă. Adică poți să, nu știu, poți să te prezinți în fel și chip și poți să faci o grămadă de artificii și poți să spoiești realitatea cât vrei, dar în momentul în care îți arăți copilul, cred că îți spune multe despre tine. Wow! Așa ai? Așa cred. Cât la sută are influență școala și cât la sută, din punctul tău de vedere, ar trebui să aibă influență părinții? Educația pe care o primesc acasă. Acum depinde și în ce sistem de învățământ merge copilul, știi, ce influență poate să aibă asupra lui, că dacă merge într-o școală cu internat și îl vezi o dată pe săptămână, sigur că, na, e mai greu. Dar într-un sistem clasic, cum avem toți, sistem clasic, majoritatea, avem copii la școală, se duc dimineața, se întorc la prânz, eu nu cred că
într-o clasă de 30 de elevi, copilul tău poate să fie atât de mult influențat încât educația ta să nu mai aibă niciun fel de cuvânt de spus. În egală măsură, tot ceea ce se întâmplă acasă ajunge și la școală într-un fel sau altul. Absolut. Ai stat cu ea din momentul în care v-ați mutat și doar cu ea? Adică a fost principala ta preocupare, principalul scop? Ai fost genul de mamă? Da, clar. Eu eram aia care mergea în fiecare zi să o ducă la școală, să o ia de la școală. În general, părinții nu duc copiii la școală acolo și nu iau. Adică, a, nu? Nu. Copiii se duc pe jos cu bicicleta, cu trotineta, cu mașinuțe dintre astea moped deja când au 16 ani. Și nu știu dacă eram trei părinți care ne nimream și nu cu aceiași mă nimream în fiecare zi, dar eu mergeam în fiecare zi la, când era în clasele 5-9, că așa e acolo, se întâmpla să o las la școală și în drumul spre casă să-i văd colegele mergând spre școală, să mă opresc să le duc și pe ele, știi? Sau dacă mergeam spre școală și vedeam vreo colegă, ziceam, hai să oprim, să o luăm și pe Laura. Și Daria zicea, nu, te rog, mă faci de râs. Tu crezi că mama ei n-ar putea să o ducă, dar dacă nu duce, înseamnă că nu vrea, nu, că mă faci de râs. Da, dar se întâmpla să plouă sau să fie foarte frig și eu opream mașina, ziceam, vrei să urci? Și copilul zicea, da! Și dorea, îți dai seama, da. Da, am fost foarte prezentă, am fost cumva în spatele ei un metru tot timpul, dar fiind în altă țară, eram cumva spate în spate, adică nu prea aveam multe variante. Și îți dai seama că s-a nimerit perioada asta fix în adolescența ei, când copilul devine rebel, când devine răutăcios, când hormonii joacă feste și nu te mai înțelegi cu el. La noi nu s-a întâmplat perioada aia, pentru că trebuia să fim una cu alta, știi? Așa că n-am avut probleme de felul ăsta. Am fost un părinte dur. Adică, okay. Nu... Autoritar. Da. Și îți dai seama că s-a întâmplat. Ești foarte rea, nu mă înțelegi. Am avut și discuțiile astea, bineînțeles. Și am încercat să-i explic că prietene o să aibă multe, dar mama alta nu o să aibă. Asta e, mama alta n-ai. Și dacă nu o să ajungem și la discuția aia în care o să zice ești rea, înseamnă că n-am fost suficient de atentă la un moment dat. N-am făcut ce trebuie. Da. Acum, cum să zic, nu zic că așa trebuie să fim, că trebuie să fim duri, dar nici nu vreau să o scap din mână într-o zi și să zic, Doamne, n-am fost atentă sau uite în ce situație am ajuns sau nu știu. Asta nu înseamnă că n-am lăsat-o să facă tot felul de chestii. S-a dus la party-uri, mergea cu gașca, că toți aveau moped. Ea nu, dar toți aveau moped. Și fetele și băieții și veneau să o ia cu mopedul și plecau cu mopedul. Deci nu pot să-ți explic cam cât de stresată stăteam orele alea până se întorcea. Când o vedeam că pleacă cu o altă fată pe un motor. Nu, deci nu, a fost greu. Dar am lăsat-o să facă și toate lucrurile astea. Da? N-am pus-o niciodată să facă lucruri neapărat în casă, cum să zic. M-a ajuns la gătit, m-a ajuns la curat sau nu știu. Chestia felul ăsta nu prea am pus-o să facă, pentru că în momentul în care ne-am mutat acolo, eu am devenit ceea ce acolo se cheamă emanta, adică doamna casei. Ok. Un fel de casnică, dar mai cu ștaif. Mai cu, da. Da, și doar asta am făcut, adică am gătit în fiecare zi, am făcut curat în fiecare zi, am făcut, acolo nu există femeie în casă, nu există conceptul, știi? Și m-am ocupat de casă și m-am ocupat de confortul lor, al ei și al lui Veiko, în așa fel încât să aibă tot ce le trece prin cap, la îndemână. Orice, nu știu. Dacă seara ne uitam la TV și Veiko zicea, pă, ce ar merge acum... Un cozonac. Avem. Bam. Cum să nu am făcut azi? Superb. Da, no, așa. Auzi, dar nu ți-a fost greu, Narcisa? Știi de ce? Mă gândesc, fiind obișnuit aici, în lumina reflectoarelor, cu activitatea ta, fiind despre tine, program, lucruri, să te duci într-o țară străină în care, da, vorba ta, nu mai ești Narcisa Suciu, ești deci doar doamna casei. Greu. Deci nu că nu mi-a fost greu, mi-a făcut plăcere. Ți-a făcut plăcere? Mi-am dorit asta. Ok. Mi-am dorit să fac asta. Aveai nevoie? Simțeai nevoie de liniște? Da, nu știu, aveam nevoie. Cred că în momentul în care m-am dus eram într-un fel de prag de burnout. Știi că aveam senzația că la televizor, în afară de poliția, vă informează absolut la orice altă emisiune mă vezi, dacă deschizi televizorul mă vezi. Eu întotdeauna mă uit la televizor ca telespectator, știi? Și dacă mă vedeam prea des, deja mă gândeam, e prea mult. Adică eu dacă aș fi un om de acasă, m-aș plictisi să o văd pe asta, iară ne spune aceleași lucruri, adică să ne mai lase. Simțeai că nu mai ai nimic? Nu, mi se pare că e prea mult. Dar aveam un management care îmi spunea, mâine trebuie să faci asta și asta și asta și păi mâine asta și asta și mi se pare că în fiecare zi la alt televizor
sau la 3 posturi în aceeași zi. Nu știu, mi se părea că sunt prea mult. Mult. Pentru gustul meu. Poate, nu știu, în comparație cu alții, poate nu eram prea mult, dar pentru gustul meu era mult. Și, nu știu, tot timpul eram cu o valiză pregătită să plec undeva, aveam undeva de cântat. Și era mult, nu știu, și eram foarte obosită. Aveam senzația că eu și locomotiva și primul vagon și că trag tot timpul și că se mai și duce lanțul în gol și că, nu știu, a fost mult. Și în momentul în care am plecat, eu am avut senzația că am ieșit la pensie. Și am zis, mă, nu e cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla la 30 ceva de ani să ieși la pensie, până la urmă, de ce nu? Că, na, cânti de la 7 ani. Și mi-am închipuit că nu o să mă mai sune nimeni niciodată și că asta e. Și mi-am asumat asta. Am zis, e ok. A fost destul. Numai că telefonul continua să sune. Și eu ziceam, păi nu că m-am mutat din țară. Adică, nu mai... Hai pe Skype, hai pe video call. Și la un moment dat, soțul meu a zis, dacă oamenii ăștia te sună, cred că nu e ok că îi tot refuzi, că o să te suni odată de 5 ori, după aia nu o să te mai suni. Adică ai putea să și faci niște chestii. Da. Nu lasem în calcul varianta asta. Deși erau 2 ore de zbor, adică... Nu. Mă rog, și atunci am început să mă întorc de câte ori. Mă rog, se putea. Dar mi-am dorit să fiu acolo pentru Daria, să o ajut să se integreze, să fiu atentă dacă își face prieteni, ce fel de prieteni, să, mă rog. Deci ai vrut să te focusezi pe educația ei și pe dezvoltarea ei. Mi-am dorit să fac ce făcea mama mea în casă, știi? Să mă ocup de casă, să aibă ei tot ce le trebuie, să aibă tot confortul în așa fel încât să poată să strălucească. Nu știu. Mi-am dorit să fac asta. Da, dar vezi, nu-i ușor. Tu din prim plan... Dar eu nu mi-am dorit prim plan niciodată. Trecut în... Dar l-ai avut? Ai fost L-am acolo? L-am avut pentru că mi-a dat natura... Aura! Datele astea, în așa fel încât într-o grupare de 30 de copii, mă observai. Într-o formație de 7 băieți și o fată, mă observai. Și, în general, dacă mă vedeai, era destul de dificil să-mi uiți fața, numele, mă rog. Am avut niște date care în copilărie mă tarau. Mi-era jenă să mă prezint, de exemplu. Mi-era rușine că arătam așa. De ce? Pentru că nu era nimeni ca mine. Nu mă potriveam nicăieri, știi? În cartierul în care eu am crescut, toată lumea era pe brunet. Pe foarte brunet. Și eu. Și ai venit tu. Numele meu era diferit de numele copiilor din bloc, din cartier. Îți dai seama, pe toată lumea chema într-un fel normal și mie mi-era rușine să mă prezint. Da. Ai avut parte, mă rog, la vremea respectivă nu se știa de termenul ăsta, de bullying niciodată. Din partea copiilor, din niciodată. Partea ce știu? Nu, a? Ba, cred că am fost unul dintre... Cei care au făcut? Care, da. În liceu sigur eram, da. Deși, uite, m-am întâlnit cu scut? O colegă... Scut? Apărare, oare? Nu, era funny. Era la îndemână. Ah! Da. M-am întâlnit cu o fostă colegă de liceu cu care nu m-am văzut de atunci, care culmea în București și, mă rog... Ne-am reconectat acum și mi-a zis că nu eram bully în niciun caz. Nu? În niciun caz, ba că eram simpatică și na, dar nu bully niciodată. Dar în memoria mea a rămas că eram destul de... Da, vezi, pentru că erai diferită și atunci a fi diferit... Da. Nu știu, da. Considerai că e ceva rău. Da. Nu mi-am dorit niciodată nici să fiu în prim plan, nici nu mi-am dorit să ajung la televizor, nu m-a interesat deloc. Dar așa s-a întâmplat, adică sună telefonul pur și simplu. Poți să vii joi la... Așa, da, sau nu, sau da. Dar în general nu refuzam. Foarte frumos, da. Bun. Ce-ți face sufletul, draga mea Narcisa, astăzi? Astăzi, mai bine decât acum un an pe vremea asta, am învățat să mă împac cu mine între timp și să-mi dau voie să fiu cum sunt, fără să țin foarte mult cont de ce cred că ar aștepta ceilalți de la mine. Dar pentru asta fac terapie. Asta zic, cum ai făcut asta? Am făcut că era să mor vara trecută. Ia să povestim un pic despre asta. Că... A fost funny, da. Păi, vara trecută am mers cu soțul meu într-o excursie la Polul Nord. Unde a fost foarte fain. Ne-am dus până când s-a terminat teritoriul, efectiv, în Norvegia. În momentul în care mi-am dat seama că din punctul ăla până la Polul Nord e mai departe decât din punctul ăla până în Baia Mare. Și am zis, ok, atunci hai să ne întoarcem. Hai. Deci mai departe de atâta, înspre Polul Nord nu o să mai ajung, că nu mă duc papa, asta e aia. Da. Și aveam niște dureri așa, dar am zis probabil din cauza că am stat prea mult, că am mers cu mașina. Am stat prea mult jos, eu nu stau jos niciodată atâta. Și poate de aia. Și am ajuns înapoi acasă și am luat avionul să vin încoace, că trebuia să cânt lângă Baia Mare, la Băiuț.
Era un festival acolo. E o chestie foarte faină acolo. Și-au făcut un brand cu La Capătul Lumii, că e La Capătul Lumii. Și m-am dus acolo și am cântat și mi-a fost puțin rău. Dar am zis că o fi mâncat ceva iurea. Eu fiind un om care nu are nicio problemă cu genul ăsta de activitate. Adică nu sunt multe chestii care mă deranjează. Am un stomac bun. Dar am zis, o fi mâncat ceva iurea. L-am dat, mi-era mai rău și am zis, mă, poate asta e E. coli, poate asta e... cine știe. Ceva. Și trebuia să vin la București, că trebuia să cânt la festivalul de folk de la Chitila. Nu se zbura din Baia Mare în weekend, așa că m-am dus cu mașina la Cluj. De la Cluj am zburat la București ca să mă duc la festivalul de folk de la Chitila. Acum, pe drum până la Cluj mi-a fost foarte rău. Eram cu fratele meu în mașină, am vomat, a fost foarte rău. Omul încerca să mă conving, hai să mergem la spital. Da. În Baia Mare, zic, nu? Că eu am treabă, că am contract. Adică eu dacă am promis la oamenii aia că mă duc, eu mă duc. Îți dai seama că sunt om serios. Ea mă așteaptă, se bazează pe mine. Adică, da. Nu mai zic, colegul meu de la Arad, adică, na. Am ajuns la Cluj, la aeroport. Hai totuși să mergem la Cluj, la spital. Nu mă duc, că nu mă... Și am zis, lasă că o să mă duc la București, da. De seara am cântare și apoi văd eu. Am ajuns eu la Chitila. I-am rugat pe prietenii de la Chitila să-mi dea o cameră aproape de scenă, că nu prea mi-e bine. Și mi-au dat oamenii o cameră și mi-a trimis o asistentă, care mi-a zis, nu prea e ok, ce vedem, dar n-a trebuit să mergeți la un doctor, nu pot că am cântare. Dăm ceva și... Mă rog, mi-a dat femeia niște calmante, am adormit. M-am trezit foarte rău și mi-am dat seama că n-am cum, nici măcar să stau în picioare, dar apoi să cânt. Și au venit oamenii ăștia de la Chitila care fac festivalul și au zis, mamă, ce păcat că e plin parcul, parcul dendrologic. Zic, cam cât de plin, cam cât vezi cu ochii. Ma, zic, hai că mă duc și cânt vreo două piese, că o să vadă oamenii că mi-e rău și na, asta e, și o să mă ierte. Și m-am dus și am cântat o oră și vreo trei bisuri. Singura perioadă, singurul interval de timp în care nu mi-a fost rău. Eram ok. Îmi transpiram puțin pe aici. Adrenalina. Da, transpiram puțin pe aici, deși bătea un vânt rece. Și colegul meu mă întreba, mă, mai poți? Ești ok? Ești ok? Merge! Mai bagă una, da. Și am cântat. Și când am terminat, eram epuizată. Atât de epuizată încât n-am putut să vin până acasă în oraș. Adică am zis, rămân aici în cameră, că dorm și dimineața mă duc acasă. Și oamenii ăștia, colegii mei, ziceau, hai totuși să chemăm salvarea. Nu chema salvarea, că eu dacă mă duc la spital, mă duc la un singur spital, că fusesem eu înainte cu o lună, să-mi fac un Doppler. Că mi se umflase piciorul, dar era întorsă. De-aia am crezut că, știi, eu sunt dintre asta care merge foarte mult pe jos, știi? Și am făcut o întorsă, n-am băgat-o în seamă și am plecat la alergat și piciorul tot umflat. Și aveam avion. Și tatăl fiică-mi, care e medic, a zis, nu vrei tu să mergi totuși la o cameră de gardă, să nu urci în avion să... Le strigi la oamenii aia programul, oh, că... Alo. Da, și m-am dus. Și mi-a plăcut acolo, știi? Deși am intrat și am ieșit într-o oră cu toate rezultatele și mai puțin cu 500 de lei, adică o oră și 500 de lei mai târziu, aveam toate rezultatele, exact. Și... Exact, Doamne ajută, știai zis, bă, scump, da, uite, merită. Să face treabă, da. Dacă vreodată o să am ceva nasol, eu aici vin. A, și tu erai cu capsa pusă ca acolo, și doar acolo. Și am zis, eu nu mă duc decât acolo, că știu pe unde să intră, că în rest eu n-am prea fost în spital în viața mea și nu știu pe unde să intră. Da. Și am zis, nu chemați ambulanța, că bănuiesc că ambulanța nu-i taxi să te ducă unde vrei. Logic. Te duce unde știe, na, și eu nu vreau să mă duc decât acolo, că știu eu pe unde să... Și așa că am încercat să dorm noaptea, nu s-a putut, pentru că mi-a fost foarte rău. Am avut niște dureri, ceva ce nu pot să explic. De ce am stat în felul ăsta, nu pot să-ți răspund. Că eu nu stau. Pe mine, dacă mă doare ceva, orice, eu am plecat. Că, uite, mi s-a umflat piciorul și m-am dus să văd ce am. Adică dacă mă doare măseaua, am plecat, nu stau. Nu iau calmante sau eu nu iau medicamente. Nu știu ce am făcut în noaptea, de ce am făcut așa, dar cert este că nu m-am dus. Când s-a făcut dimineața, mi-am dat seama că e inutil să mai stau, că oricum nu dorm. M-am spălat frumos, m-am îmbrăcat frumos, mi-am luat valijoara cu care venisem de la Băiuț și am plecat acasă. Că nu puteam să mă duc la spital cu valiza după mine, nu? Na, și m-am dus acasă și am sunat-o pe prietena mea, care e medic, și am zis, tu mi-e foarte rău, cred că trebuie să vii puțin. Și aia, care știe că mie nu prea mi-e rău, a zis, tu dacă vin să-ți țin trena, zic, eu am treabă. Lasă-mă. Și am zis, nu, chiar mi-e rău. În ce fel? M-a întrebat două, trei chestii, s-a prins femeia cam despre ce-i vorba și a zis, fă-ți un bagajel minimal, să mergem până la spital, să excludem abdomen chirurgical. Eu am zis, mi l-am făcut deja. A zis, deci te-ai prins, că e pregătită, da. Da, no, hai că vin. Și-a venit. Și m-am dus la spital unde eu știam pe unde să intră, pe unde să parchează, adică acolo știam eu și m-am dus. Și
M-am dus acolo la camera de gardă, dar pentru că m-am dus pe picioare, bună ziua, bună ziua, ce s-a întâmplat? Zic, mi-e răuț. Nu, păi veniți, nu stați un pic. Cum vii răuț? Păi mi-e răuț așa, că uite, un pic mă doare, așa. Și zic, pe scurt, cred că e peritonită, aia zice. Ce bine că avem Google, femeia, de altfel, da, da, da. Cum suntem obișnuiți, da. Și eu zic, da, zic, și prietena mea e medic. În fine. Ea zice, sunteți foarte deshidratat, oricum, vă pun o perfuzie, vă fac analize. Când au văzut analizele, s-au speriat. Și au zis, hai să mergem la ecograf. Ne-au zis la ecograf, au zis, aoleo, nu-mi place ce văd aici. Zic, dar ce vedeți? E lichid pe lângă ficat. Eu zic, să mergem la CT. Zic, să mergem la CT. Ne-am dus la CT. La CT au zis, o să vină să vă vadă un domn chirurg. Zic, când? Acum? Bine, a venit un domn chirurg, a zis, bună ziua, bună ziua, eu mă numesc, sunt medic primar, vă propun o operație frumoasă pe care eu o fac foarte bine, așa, haideți, asta sigur în cazul în care nu vreți să mergeți nu știu unde, că bănuiesc că cunoașteți pe nu știu cine. Și m-am uitat eu puțin la el așa, că nu prea vedeam, îți dai seama că eram, adică aș fi preferat să-mi dea cu un ciocan în cap atunci, atât de rău mi-era. Și am zis, nu cunosc pe nimeni, haideți. Ceea ce a făcut să fie, de fapt, cea mai bună decizie pe care puteam să iau, pentru că omul era super specialist. Am avut baftă să fie în ziua aia de gardă și mi-a făcut această operație laparoscopică, în sensul că apendicul meu era explodat de mult, era deja gangrenos, eram în septicemie deja și dacă nu mă opera atunci, cam aia era. Ce ți-a spus medicul Narcisa? La momentul respectiv nu mi-a zis mare lucru, îți dai seama că nu putea să-mi zică multe. După operație mi-a zis, a fost o operație grea, dar a ieșit foarte bine, a durat mai mult de 4 ore, dar ne-a ieșit frumos, acum intrăm pe tratament și am zis, bine. Nu știam de ce, din oră în oră mi se deschide ușa și cineva mă întreabă, tot ok, suntem bine, e tot ok? Da, de aveam vreo 4 branule, mă rog. În următoarea zi, că operația asta s-a întâmplat luni seara, da? Marți. Miercuri a venit foarte vesel, cu tot alaiul, cu profesorul Copăiescu, cu toată lumea. Vai, ce bine că vă văd! Așa. Haideți că acum cred că putem să sperăm că suntem pe drumul cel bun. Zic, cum adică acum, dar ieri ce aveam? Ieri n-a nicio șansă n-aveam. Păi zic, de ce? Că indicele de sepsis era aproape 9 după operație. Păi zic, cât trebuie să fie? 0. Ok, zic, și acum cât e? 4.5. Păi zic, așa facem, în fiecare zi, jumate. Asta e tratamentul. Au zis, da, nu știu ce să zic. Încercăm. A doua zi era 2.4. Următoarea zi era 2, următoarea zi 1.4 și tot așa. Da. Dar ți-a zis efectiv că erai în pericol de da, moarte? Da, mi-a zis clar. Adică mi-a zis, mi-am dat seama că nu mai am cum să vă salvez. Orice aș face, n-am cum. Și acum, că pe urmă ne-am împrietenit și acum mi-a zis, dar tu nu știi că, cât de frică mi-era în fiecare zi că o să mori. Adică mi-era clar că aia e. Nu știu dacă tu înțelegi prin ce ai trecut, zic. Acum înțeleg, na. Atunci, adică, nu. Atunci nu. N-am simțit că sunt pe moarte. N-am simțit că asta urmează. Vezi ce e important? Da. Și mai ales că, na, știi, după orice operație trebuie să te ridici, să mergi. Eu m-am ridicat și am plecat. Am mers până mi s-a umflat din nou piciorul ăla cu entorsa. Și-a venit un ortoped din spital să mă vadă, să-mi vadă piciorul. Aoleu. Da, nu. Am stat acolo frumos, e ca în Maldive, practic tot atât m-a costat ca o vacanță în Maldive. Maldive, super. Așa, în afară de faptul că n-aveam nisip și n-aveam țânțari, în rest, practic era fix ca nu în Maldive. În Maldive nu sunt țânțari. Nu? Aia, nu stai liniștită. N-am fost, n-am. Ci că nu sunt. N-am fost ca în fost în spital. Vai! Da. Dar, și acum, reluând cumva povestea și dându-ți seama că ai fost un om la un pas de moarte. Am fost. Cred că un pas e o distanță prea mare. Prea mare? Practic am dat mâna, ne-am... Da. Ce simți vis-a-vis de asta? Sau cum? Bă, mi se pare foarte tare că nu s-a întâmplat, pentru că... Adică aveam toate șansele. N-aveam nicio șansă să scap, cum ar veni. Înseamnă că mai am ceva de făcut. Adică mi-e clar că mai am ceva treabă. Mi-e foarte clar că mi-a scos... Universul, nu știu, matricea, cum vrei să-i spui, Dumnezeu sau cum vrei să-i spui pe omul ăsta în cale, că dacă nu era el, nu era la fel. Ne-am și împrietenit foarte ușor, adică, nu știu cum să zic, zici că ne știm dintotdeauna. Tot omul ăsta m-a trimis și la terapie, okay. Pentru că nu m-aș fi dus, like never,
știi? Bun, ce argumente ți-a dat? Asta e foarte interesant. După ce am terminat cu totul și am plecat din spital, sigur că mi-a zis, în fiecare zi l-a pansat, în fiecare zi, na, nu părăsim Bucureștiul. Uh-huh. Și am zis, sigur, facem cum ziceți. Și după ce am plecat din spital, am zis, na, bun, ăsta e momentul în care trec la tu, că e mai mic ca mine, ca vârstă. Și am zis, prietene, dacă vreodată eu o să mai fac ceva în viața asta, jumate ți aparține ție. Dacă eu vreodată o să-mi văd nepoții în viața asta, e și datorită ție, așa că poți să-mi ceri orice. Și-a zis, aș vrea să mergi la terapie. Păi zic, de ce? Că-s bine. Eu zic că ar trebui să mergi la terapie. Cât de tare! Și zic, asta e ceva business sau ceva, vreun terapeut din spital sau ceva. Nu, nu. Dar terapeutul meu. E probat de mine, am fost la mulți până l-am găsit. Ăsta e omul. Zic, bine, mă duc. Dar n-aveam niciun gând să mă duc și a doua oară. Știi? M-am dus la terapeutul ăla, am povestit puțin cu el, am făcut puțin mișto. Uh-huh. I-am zis ce am vrut să audă. Am vorbit aiurea o oră jumate, așa. Omul lăsa să vorbesc. Și la final a zis, e evident că ești funcțională, că n-ai nicio problemă, că ți-ai făcut o familie frumoasă, o carieră frumoasă, te descurci. Și fără mine, evident, dar mi-ar plăcea să ne mai vedem. I-am zis, da, bine, nu știu, mai vorbim. Vă anunț eu. Sună-mă pe fix, vă sun eu pe fix. Și am plecat. I-am zis, fiică-mi, fiică-mea nouă, te rog să te duci, că fiică-mea, știi, generația care se duce la terapie. Mm-hmm. Nu, te rog să te duci, să-mi promis că te duci, te rog măcar încă o dată să te duci, te rog, eu du-te. I-am zis și doctorului care a zis, nu, deci serios, dacă te-ai dus cu frâna de mână trasă, te-ai dus degeaba, du-te exact. Mă acolo și du-te și așa. Și de gura lor m-am dus din nou. Și de atunci mă duc în fiecare săptămână o dată și de-abia aștept ziua. Mâine ziua, de-abia aștept. Super! Și foarte aproape de aici, vis-a-vis. Ce ai descoperit acolo, Narcisa? Deci fii atent să-ți explic. După a treia ședință, m-am dus la nuntă, la o nuntă. Acum, în viața asta, am mai fost la nuntă de mai multe ori. Eu, în viețișoara mea, niciodată, eu n-am dansat la nuntă. Like, nu m-am ridicat de pe scaunel, niciodată. M-am dus la nuntă aia și am dansat toată noaptea, eu. De exemplu, dacă, nu știu, suntem undeva și îmi zici, cântă-mi-o pe aia cu... Eu zic, hai, lasă-mă, că nu... Adică, da, ce-s aici, eu? Da. Radio. Deci acum, dacă îmi zici, cântă-mi nu știu ce, am început orice. Să cântic, da. Și mă duc, mă întorc la terapeut și zic, vezi că ai creat un monstru. Și el zice, aoleu, da unde-i? Zic, te uiți la el. Și ăla, mă bucur. Și când îi mai zic, eu uite, eu niciodată, și ăla zice, Doamne, când te aud, mi se strânge sufletul. Știi că e dreptul tău să fii fericit, adică e dreptul tău să fii fix cum ești. Și să faci ce tine ție să faci. Da, așa e că ai trăit toată viața cu frână. Da, stopuri. Multă frână. Dar știi de ce... Eu nu sunt o conformistă. Adică nu ești, evident, nu ești. Da. Dar eu știu că oamenii care nu mă cunosc, dar mă știu de la televizor, se așteaptă să fiu într-un fel anume. E fata aia care cântă colinde și cântă cântece de leagă și moțeriță cu trifoi. Și eu nu vreau să le stric această bucurie. Această imagine. Dacă lor le place fata aia. Ei nu știu că fata asta umblă în bocanci, că fata asta ascultă metal cu mult distor și cu pedală dublă și că la mine în casă urlă rock-ul și că eu sunt așa, că fata asta înjură că a crescut în cartier, că fata asta fumează și eu nu vreau să le dau asta pe care ei nu o cunosc. Și crezi că nu ar iubi-o la fel de mult? Dar nu are legătură, că eu nu am nevoie de validare, eu nu vreau să-ți stric bucuria. Dacă asta e bucuria ta, să tu mă vezi pe mine moceriță cu trifoi. Că eu știu cine sunt, adică nu trebuie să-mi spună nimeni cine sunt. Eu știu cine sunt, dar dacă tu te aștepți să o vezi pe aia, eu de ce să stric eu ție bucuria? Și să-mi dai altceva. Da, dacă tu vrei să o vezi pe aia. Eu de-aia, ani de zile, mă duceam cu prietenele mele la Vama Veche și stai seama că toată lumea se distra foarte tare, noaptea la stuf, eu stăteam pe băncuță până pe la un două, așa când era toată lumea suficient de furată de peisaj încât să nu-și dea seama că m-am ridicat și eu eventual sau că am băut nu știu ce eventual cu restul lumii sau știi? No. Dar tu ți-ai pus singură limitele, da, astea? Tu singură. Singură, știi, și mă gândeam, bă, noi trăim într-o țară în care este practic aproape imposibil să faci staruri. Că noi toți avem vecini, foști colegi care ne-au văzut în tot felul de situații și care pot să zică, cine mă, Ilinca, putea nu sta la noi în cartier, dar știm cum era. Stai că povestesc, stai că zic, stai că am poze, stai că scot filmulete, stai că da. Și mă gândeam că
ar trebui să fie un sistem, uite, ca și în Coreea, știi cum se fac starurile în Coreea? Sunt niște pepiniere, copiii aia trăiesc acolo împreună, în niște case, pe genul Big Brother, unde ei sunt învățați. Să cânte, să danseze, să nu știu ce, ce să vorbească, cât să vorbească, cum să se îmbrace, cum se poarte. Și sunt niște consumabile. Nu are nicio legătură cu ce fel de personalitate au, cu ce vise au. Nu sunt oameni, nicio, adică... Nu sunt oameni. Și sunt niște consumabile. Din cântăreții ei devin, până la urmă, actori, dacă sunt potriviți talentați, cu asta, da. Și așa mai departe. Dar n-are nicio legătură cu ce și-ar dori, cu ce îi face fericiți, cu nimic. Da, da. Și acum am ajuns la concluzia că eu pot să fiu cum sunt eu. Că nu datorez nimănui nimic, de fapt. Și că asta sunt. Și că sunt bine cu mine așa cum sunt. Știi ce vreau să știu? Dacă ai pierdut oameni în tot parcursul ăsta? Nu. Nu, că oamenii care mă știu, ăia mă știu așa. Și lor le place de mine așa. Știi? Nu. Adică, na. Dar ăla a fost declicul după episodul relativ tragic prin care ai trecut cu operația și așa. Ăla a fost declicul? Da, cred că. Din care sufletul tău, ai zis mai devreme, cred că de atunci deși, a început să fie mai bine? Da, deși cred că eram cumva pe drum deja. Nu știu, cred că nu a fost întâmplătoare nici chestia asta. Aici vreau cred că eram cumva pe drum deja. Deși n-aș fi îndrăznit să mă ridic să dansez la nuntă înainte de... Nu. Acasă poți dansez liniștită, nu mă vede nimeni, nu mă judecă nimeni, nu, mă rog. Dar la nuntă nu m-aș fi ridicat. Și ți-a plăcut sentimentul? Vai de capul meu, foarte tare. Eu, de exemplu, mă duc la concertele colegilor care îmi plac. Și sunt cel mai bun spectator și cânt cu ei și aplaud și sunt picioare în primul rând și așa. Și asta mi se pare ok să fac. Dar să dansez eu, că vreau eu să dansez pe muzică. Că simți tu că așa-ți vine nu-mi din... permit, nu. Acum am permit, dar nu-mi permiteam. Vezi, trist? Da. Trist? Da, ce prostie. Oricum, se zice că niciodată nu-i prea târziu să nimic. Așa că sufletul meu, că de aici am plecat, e foarte mulțumit acum. E foarte mulțumit. Și gândește-te că de-abia de un an, asta înseamnă că ești nici foarte la început. Dar nu, ce zi astăzi? 18? Da. Astăzi sunt 9 luni de la operație. Azi, 9 luni. Wow! S-a închis ciclu. Gestația, da. S-a închis ciclu. Da. Azi. Domnul doctor. Zi, numele, zi! Domnul doctor Octavian Arnautu. Forever in my heart. Să ține minte. Vezi tu că rar am mai vorbit cu cineva la un moment dat care tot așa mi-a spus că în urma unei situații de genul ăsta medicale a ajuns să descopere Theta Healing-ul, de exemplu. Iarăși, o latură magică din punctul meu de vedere. Acum, toate chestiile astea pentru mine sunt destul de la îndemână. Ți-am zis, eu sunt un om care nu lua medicamente pentru că eu sunt cu remedii homeopate de 20 de ani, nu știu. Toată viața. De când prietena mea, care e medic, a făcut homeopatie, noi de atunci n-am mai luat medicamente de niciun fel. De aceea, în momentul în care omul ăsta mi-a făcut perfuzii cu antibiotice, te-ți mă că mi-a mers avion. Avion, exact, că nu era obișnuit. Nu mai luasem antibiotice de, nu știu, 15 ani, habar n-am, de niciun fel. Nu mai zic calmante, anti-inflamatoare, chestii, nimic, niciodată. Eu nu iau de niciunele. Na. E clar că, mă rog, așa văd eu lucrurile, poate greșesc, poate nu. Ăla a fost un moment în care tu te-ai trezit. Îți zic, cred că eram pe drum oricum, dar l-au fost m-a scuturat bine, m-a scuturat serios. Și e foarte bine că s-a întâmplat și că s-a întâmplat așa, pentru că cred că cea mai mare reușită sau împlinire, dacă vrei, în viață, e să trăiești viața reală, așa cum vrei tu. Îți dai seama că era mișto dacă era mai devreme un pic, dar... Nu, știu ce zici. E bine și așa. Dar ziceai că Daria merge la terapeut? Daria merge, da, pe... Na, ea... Acolo e... În primul rând, ea avea un școală terapeut, la care din când în când trebuia să te duci, să... Ce mai faci? Mai cum povestești? Ești, cum e în școală? Cum te înțelegi cu copiii? Cum... Și atunci se creează obișnuință și în momentul în care se termină școala, îți cauți, te duci. Nu mai zic că statul suplimentează fiind studentă, adică statul plătește 70% din fiul terapeutului, pentru că e studentă. Cât de important crezi că e asta? Nu știu, să se implementeze și terapeutul meu zice că, într-o lume ideală, meseria asta n-ar trebui să existe. Într-o lume ideală și total utopică, noi toți ar trebui să avem sistemul nostru de... cum se numește? Funcționare? Nu, de... sistemul de susținere. Ah, știi, okay. Gașca ta de fete, de băieți, de neamuri, de nu știu, de care vrei,
gata format. Tribul tău care e acolo, mm-hmm. pentru tine orice ar fi, pe care eu l-am, de am și funcționat. Mm-hmm. Eu cred foarte tare în suroritate, că nici nu există, vezi? În engleză există, brotherhood. Da, da, da. Dar, na, în românește, frăție. Și foarte importantă suroritatea asta. Frăție, foarte. Dar suroritate cred că e un cuvânt pe care l-am inventat noi de curând. Eu cred foarte tare. Eu am niște prietene foarte bune, foarte apropiate, extrem de diferite. Una e medic, una a făcut psihologie, una a făcut filozofie, una e escortă, una e... Adică sunt foarte diferite. Și care se plac între ele, neîntâlnindu-se neapărat separat. E acel ceva de le unește. Da. Uh-huh. Și să că orice problemă am, eu odată fac un focus group. Sper. Pe scurt, așa, da. Uite, de exemplu, acum am fost în vacanță. În vacanță. Nici măcar, am fost într-o călătorie inițiatică, că nu știu cum să zic, am fost în deșertul Sahara. De-abia m-am întors. Știu că nu se vede, dar de-abia m-am întors. Da, nu se vede. Nu se vede. Pare rău. Am fost foarte acoperită. Superb! Da. N-am fost într-o excursie turistică. Ok. Am fost pe traseu cu beduini, cu tuaregi, pe jos, am dormit pe jos în cort, de două persoane în cort iglu. Am mâncat pe jos, adică fără de nimic, da? Pe traseu lor, nu pe traseu turistic. Da. Și acum, înainte să plec, fetele au zis, fă-și tu un grup și să știm din de când tine. În când mai dă un semn, că să nu ne dai la fiecare pe rând, că dacă o să ai semnal, nu ai în Sahara semnal niciodată, dar dacă te uși pe o dună undeva foarte sus, o să găsești. Mă rog, dacă ai curent, că nici curent nu prea. Mi-am cumpărat încărcător de ăla la solar, în fine. Al meu nu a mers, dar au mers altcuiva din grup. Am fost 14 oameni. Și le-am anunțat așa. Lasă că le-ai anunțat. Zim de acolo ce, cu ce ai venit. Bă, recomand. Recomand, da? Am fost cu... Se numește Mohamed Ahansal. Este campionul mondial la maraton de sablă 6 ani la rând. Nomad de acolo. Na, e ca și cum aș fi zis, acum am avut concert cu Michael Jackson, că e similar, da? Da, omul ăsta 6 ani la rând a fost campion mondial, înaintea lui a fost fratele lui campion mondial 9 ani la rând. Ei asta fac. Na. Și din România, cel care ne-a organizat e Paul Dicu, care a fost și el la maraton de sablă și, mă rog, care a scris cărți despre asta. Și așa ne-am dus. Deci recomanzi, a? Da. Felul în care arată cerul în deșert, na, nu o să fie nicăieri altundeva la fel. Bine, tu ai și experiența Finlandiei cu aurorele și adică mi se pare că oricum trăiește altceva. E altceva. Eu n-am crezut că eu aș putea la 40 de grade să merg pe jos prin nisip niște ore. Și totuși? Da, poți. Cu factor de protecție și acoperită, bine, poți. Că uite, n-am... N-ai aceeași culoare ca și la pătare. Zici că n-am fost nicăieri. Da. Am înțeles. Bun. Da, ziceai de cărți. Ziceam de fete că am suportul. Și de fete. Am sistemul de suport, da. Știi? Da. Dar cu toate astea, vezi, încă e nevoie de terapie. Bine. Ai zis tu, într-o lume ideală, aici mi se pare că nu trăim într-o lume ideală și mi se pare că suportul ăsta nu vine, de multe ori nici din sânul familiei poate nu vine, pentru că nu știu, nu au informații. Așa mi-ai făcut legătura cu cărțile. Păi aici, nu mă vezi, ia uite-mă. Ca un instrument de reparare a relațiilor în familie, acolo unde e nevoie, sigur. Uh-huh. Că nu în toate familiile e nevoie de reparare. În alte familii vorbe, e nevoie poate de consolidare, nu știu. Uh-huh. Mama, mama povestește-mi despre tine. E cu A. Mama. Da, da. Așa, tata, povestește-mi despre tine. Am insistat să fie așa. Sunt două cărți care nu-s de citit, cel puțin nu deocamdată. Nu-i beletristică, este ceea ce aveam noi când eram mici și numeam oracol. Oracol. Numai că e un oracol mai serios, doamne, de atâtea ori am zis chestia asta, mi se pare că mă repet, să mă iertați dacă m-ați mai auzit zicând. Grafica e făcută de Daria, de fetița mea. Întrebările sunt vreo 300, sunt grupate în 13 capitole, pleacă de la chestii foarte ușurele până la chestii foarte serioase, profunde. Unele grele, unele dureroase... Este un jurnal, un ghid un fel. Pe care orice copil
Da. Ar trebui să-l cât suntem norocoși să mai avem părinți în viață, împreună cu părinții. Cu cât ești mai în vârstă, cu atât mai multă înțelepciune acumulată acolo și cu atât mai valoroase vor fi răspunsurile la întrebările mele. Numai că se adresează și părinților tineri. Poți să ai 25 de ani și să fii însărcinată și să vrei să răspunzi la întrebări acum. Poți să fii un tată și tânăr. Și să-i lași copilului. Da. Pentru că, vezi, nu are termen de garanție. Nu o să expire într-o zi. Tu poți să răspunzi astăzi într-un fel și la 70 de ani o să răspunzi altfel. Asta vreau să zic. Asta da. Voiam să zic. Și mi se pare foarte fain să poți să te vadă copilul tău așa cum erai tu la vârsta de acum. Știi, peste câțiva ani. Și cum gândeai și cum simțeai și cum vedeai lucrurile. Ce ți se părea important la 40 de ani și ce ți se părea important la 70 de ani, știi? Plus că e foarte important să ne cunoaștem părinții și ei să ne cunoască pe noi. Ție de unde ți-a venit? Că iarăși mă... Nu știu, eu ți-am zis de la Dar stai să-ți mai zic. Ești așa. Mi-am dorit foarte tare să nu fie nici numele meu, nici poza mea pe copertă și de astea se dau jos și în casă rămân așa. Știi? Asta e doar un stripe cu informații. Okay. Eu vreau să rămână doar între tine și copilul tău sau între tine și mama ta, știi? Da. Și am insistat foarte tare până am găsit editura care să înțeleagă ce-mi doresc. Dar de unde ți-a venit ideea asta? Mă, eu mi-am pierdut părinții foarte devreme. Adică am pierdut-o pe mama când eu aveam 17 ani. Și pentru că eu ți-am zis de când aveam 7 ani. Stai seama că pe mine nu m-a interesat niciodată să petrec timp cu ea, că nu mi-am imaginat că timpul nostru împreună se va termina atât de repede. Eu am crezut că avem tot timpul din lume, nu? Și dacă mă întrebi acum cum îi plăcea cafeaua sau care era culoarea ei preferată sau habar n-am să-ți spun, pentru că niciodată n-am avut timp să aflu chestiile astea. Nu mă interesa în momentul ăla. Eu eram ocupată cu ale mele, aveam repetiții în fiecare zi, eram veșnic plecată undeva la cântat, știi? Numai că pe măsură ce Daria a crescut, a început să mă întrebe lucruri despre părinții mei și n-am știut să-i spun. N-am știut să-i răspund. Și atunci mi-am dorit să nu se întâmple la fel și în familia ei, dacă cumva, uite, episodul de azvară se termina altfel și eu nu o să mai fiu pe aici când ea o să aibă copii sau când copiii o să aibă copii, că așa mi-aș dori să fiu pânzonă, știi, să poată să zică, uite, mama mea era așa. Și să uită în carte. Cât de tare! Da. Și pe urmă, după mama, pentru că a avut succes foarte mare, am vândut-o, nu știu, peste 20.000 de exemplare vândute, nu știu acum la ce număr am ajuns. Ultima oară când am verificat erau peste 20.000, am scos și tata. Pentru că și tații și-au dorit să aibă treabă. Îmi scria la un moment dat cineva pe Facebook sau pe Instagram, nu mai știu. Îmi zicea, Doamne, ce bine că ai scos cartea cu tata, că tot timpul tata zicea, numai măta are lecții. Acum vrea și el să aibă lecții de făcut și acum are și el lecții. Adevărat? Da. Ceea ce mi se pare important, că și tu, rolul lor e... Da. Și tu cumperi cartea și o dai mamei tale și îi spui, uite, ia-ți timp până la ziua mea să răspunzi la toate întrebările. Sau până la Crăciun, sau până anul viitor de 1 iunie, sau nu știu. Găsești o zi oarecare care înseamnă ceva pentru voi și zici, până atunci te rog să-ți găsești timp să răspunzi la toate întrebările. Și în momentul în care o să termine de scris, în momentul ăla va fi o carte de citit. Nu că va fi o carte citit, va fi cea mai importantă carte din biblioteca ta. Știi? Nu o să fie nimic mai important decât asta. Dragostea, nu? Pentru că tu știi foarte bine, știm toți, sunt case în care nu se vorbește despre nimic. Sunt case Așa în e, care subiecte există tabu, subiecte suntem tabu, pudici, multe. Suntem, da. Nu există... Eu, adică, ia uite, eu. Da. Păi ce ești tu importantă și ce vrei tu și... Da. Eu te-am făcut, eu îți spun. Eu te omor, da. Eu, știi? Da, aici vreau să știu cum a fost când ai auzit că mama e însărcinată cu mine, că asta e cartea pentru tată, da? Unde erai în momentul ăla când ai aflat? Unde erai în momentul în care m-am născut? Ai făcut vreo petrecere cu băieții? Cu cine? Ce ai făcut? V-ați îmbătat și cum ați făcut? Mă rog, după aia, când eram mic, te jucai cu mine? Erai acolo când am mers prima oară? Unde erai în momentul în care eu am mers prima oară? Nu știu. Deci într-unul dintre cursurile pe care le-am făcut de dezvoltare personală, hai să numim, da. Tu știi că astea sunt întrebări de bază care se pun în cursul respectiv, da. Da, pe care tu trebuie după aceea să te duci la părinți, să afli răspunsurile, ca să descoperi lucruri despre tine în primul rând și ca să-ți dai seama ce nevoi ți-au fost satisfăcute, ce necesități ai, cu ce lupți, ce vindeci în viața asta. Eu să știi că nu la asta m-am gândit, dar acum că zici, nu la asta m-am gândit în momentul în care am pus întrebările, ci am vrut să-i duc pe părinți într-o excursie prin toate amintirile, știi? Pentru că e un proces terapeutic. Sigur. Că părinții noștri
aia care sunteți norocoși, mai aveți, nu o să meargă la terapie. Never ever, așa. Orice ar fi. Așa-i, așa-i. Că nu mă faci pe mine de râs în tot cartierul. Da, nebun. Da. No. Dar e un proces terapeutic. Foarte frumos. E real un proces terapeutic, da. Asta zic. Da. E real. Da. Dar dacă mama ta ar mai fi, ce ți-ar plăcea să faci cu ea? Ce... Sunt și întrebări de genul ăsta. Eu sunt unul dintre oamenii aia care cred în fizica cuantică și eu cred că există universuri paralele și eu cred că într-un univers paralel mama mea și-a crescut nepoata și în continuare are grijă de ea și așa mai departe și ne-a făcut cozonac de Paște și așa mai departe. Nici măcar nu pot să nu pot să mă gândesc la ceva, mă crezi? Am zile în care nu mi-am amintesc cum îi suna vocea. Când i-ai simțit sau în ce moment i-ai simțit cel mai tare lipsa? În momentul în care am avut-o pe Daria. Îți dai seama că eu până să o am pe Daria, eu n-am văzut cum arată un nou născut. Eu nu știam cum arată un nou născut. Da, păi să știu cum să o spăl, cum să o... Ce? Nici vorba, nu. Singura mea bază în momentul ăla era faptul că taică s-a făcut medicină, dar asta nu însemna nimic de fapt. Pentru că în momentul în care s-a necat copilul prima oară cu zeamă de lămâie că sughița, el s-a lipit de un perete și s-a făcut alb ca peretele și s-a scurs pe lângă perete. Eu nu știu de unde sau cum, am ridicat-o de picioare și am dat două la fund. Că așa m-am gândit eu și așa și trebuie făcut. Instinctul matern, da. Dar nu știam, îți dai seama dacă aș fi avut eu pe mama. Era cât de simplu ar fi fost. Dar, na. Mult, adică aș vrea doar să poată să vină 5 secunde, să se uite la Daria și să-mi zică, bă, ai făcut bine. Bravo. Na. Ea îi spune ceva. Uite, într-un univers paralel. Într-un univers paralel le-am spus toate, îți dai seama. Ce cu mine? Ăsta e alt univers paralel cu ăla în care le-ai spus, mai spune-mi odată și mie. Da. Ce i-ai spune? Că asta e, că îmi pare rău că nu mi-am luat timp să stau cu ea, să învăț de la ea ceva. Nu, dar nu pot să spun. Maica mea era foarte harnică, gătea foarte bine. Eu n-am învățat să fac nimic de la ea. Că nu eram niciodată acolo și nu mă interesa. Eu n-aveam nicio obligație în casă. Eu în fiecare zi aveam de cântat. Eu n-aveam obligație să fac curat, să fac cumpărături, să... Eu nu trebuia să fac nimic. Eram prințesă și atât. Eu trebuia să cânt frumos și atât. Nici măcar, pe de altă parte, nici măcar nu avea timp. Mama totuși a avut 4 copii. N-avea timp să vină cu mine la spectacole sau... Mm-hmm. Nu știu dacă a fost odată. Nu mi-amintesc. Dar mândră? Ai simțit-o de tine? Nici nu mă gândeam la asta atunci. Adică mi se părea atât de normal tot ce mi se întâmpla că nu mă gândeam că oare o fac mândră sau... Eu asta făceam, să zic că eu asta am făcut de când m-am trezit că somn. Da. De când ai deschis ochii, da. Da, adică nu m-am gândit, na, uite, acum am câștigat și face mândră să fie. Mi se părea normal că am câștigat și că mă duc acasă cu premiu sau nu știu, nu... N-am avut vreme să mă opresc din tot ce făceam, să mă gândesc la mine, la noi, la... Nu a fost așa. Asta iarăși o lecție importantă. As we speak, în momentul de față, să ne mai oprim din când în când, să ne mai uităm, să ne mai gândim, să mai vedem. Știi de ce nu te-am întrebat, Narcisa? De căsnicia ta nu te-am întrebat. Întreabă-mă. Cum reușești să echilibrezi lucrurile? Cum ai găsit armonie? Soțul meu e antropolog. Eu am de știință. Eu am foarte deștept. Probabil e cel mai deștept om pe care l-am întâlnit în viața mea. Cam așa cred. Și ți-am zis de la început, m-a susținut. Adică sună telefonul, du-te, că nu o să te mai spune dacă nu te duci. Am mai avut un episod nasol, respectiv am pierdut câinele, nu muri câinele, care pentru mine era celălalt copil din casă. După ce a plecat Daria la școală, îți dai seama că și mai și. Și în momentul în care mi-am pierdut câinele, a fost foarte greu. Pentru că eu, fiecare dimineață și seară, mergeam cu câinele la plimbare, aveam program, și am rămas cu reflexul ăsta, se făcea întuneric, eu mă îmbrăcam să ies. Știi? Și mai ales că l-am pierdut brusc. A fost un cancer, mă rog. Și-a dat el seama că nu e bine. Și-a zis, da, du-te, poate ai treabă. Uite, fă cartea aia despre care tot vorbim. Nu știu, du-te, fă ceva. Ăsta e secretul?
să-ți găsești omul care să te citească atât de bine, să te înțelegi, să te vadă. Să te vadă, să fie lipsit de egoism, pe cât posibil, în așa fel încât să înțeleagă că dacă te iubește cu adevărat, poți să te iubească în timp ce ești la distanță, pentru că ai ceva de făcut. Probabil, nu știu, cred că e și chestie de educație, dar e și pentru că e deștept. Eu ți-am zis, eu altceva acolo n-am făcut. Doar m-am ocupat de ei, de casă, știi? Și, nu știu, poate că ăsta e felul în care îmi dă înapoi timpul ăla, nu știu. Nu știu ce să zic. Pe de altă parte, nu-ți garantez că o să dureze la infinit înțelegerea asta. S-ar putea să zic într-o zi, hai că-ți place tare în România, de ce nu rămâi? Mm-hmm. Sunt pregătită și pentru asta. Mm-hmm. Dacă așa e să fie, așa o să fie. Dar, nu, m-am mai dus, m-am mai întors, am stat mai mult pe aici în ultima vreme, mai ales după perioada de carantinare, pe pandemie. Eu am zis, dacă scăpăm din chestia asta, vii. Eu vreau să fac tot ce n-am făcut. Cum ar fi? Nu știu, tot ce n-am făcut, uite, cărți, nu știu, tot. Ok. Vacanță în Sahara? Și am zis, bine, e ok. Du-te, fă tot ce vrei să faci. Ai regrete, Narcisa? Nu. Nu, personal, zis, profesional? Nu, nu. Ți-am zis, eu sunt un om care își cântărește foarte bine deciziile. La mine, din păcate, cel puțin până în momentul ăsta, că acum lucrez și la asta, la mine totul e prin cap, mai puțin prin inimă, știi? Și încerc să mă duc mai mult pe inimă acum și mai puțin pe cap. Numai că mi-e foarte greu. Eu sunt un om foarte pragmatic. Și atunci, na, sunt cântărite bine și gândite bine întotdeauna. Încerc să las mai puțin să am treabă în cap și să am mai multă treabă în inimă, încerc. Dar e dificil, după ce ai trăit așa atâția ani, e greu. E greu. E un proces. Da, un proces. E un proces greu, dar fac asta. Asta îmi zicea terapeutul meu, că să știi că eu sunt mândru. Mm-hmm. Că ce faci tu e foarte greu. Mm-hmm. Și nu foarte lume, foarte multă lume se înhamă să facă asta. Și e greu. Și o transformare. E greu. Și asta fac. Na. Nici în legătură cu Daria? În legătură cu Daria? Regrete sau nu. Poate puteai să faci mai bine ceva? Da, nu știu, sunt zile în care mă gândesc că puteam să fiu mai puțin dură. Puteam să nu o temperez tot timpul. Știi, la mine când eram mică tot timpul ziceam, să știi că și copilul ăla pe care l-a lovit ieri la grădiniță are mămica lui și mămica lui plânge dacă tu îl lovești, să nu mai lovești niciodată un copil, nu știu ce, și tot timpul o făceam să cum se cade și cum se cuvine, știi? Mm-hmm. Poate era mai bine dacă o lăsam să fie mai wild. Nu mai știu, liberă. Mai liberă. Să fie ea mai puțin conștientă de propriile gesturi. Este, na, nu știu dacă era mai bine. M-am gândit și la perioada în care am fost vegetariene. Poate dacă nu era vegetariană până la 11 ani, cum a fost, până la aproape 11 ani. Poate dacă mânca altfel, poate era puțin mai, poate avea drive-ul mai mare, poate era puțin mai competitivă, poate era puțin mai, nu e, știi? Mm-hmm. Nu știu dacă are legătură cu asta. Ai studiat, ai citit ceva? Da, mă rog, sunt teorii care zic că ar influența oarecumva comportamentul tău, știi? Toată adrenalina aia care se varsă în carne în momentul în care animalul e ucis, nu știu, da. Ceva. Am avut faze la care m-am gândit la asta, numai că iar mă gândesc, dacă așa a îngăduit Dumnezeu, înseamnă că așa trebuie să fie. Mm-hmm. Și că toate se întâmplă cu un rost și cu un scop. Dar pe tine ce te-a împins să faci treaba asta? N-am mai putut să mănânc, pur și simplu. Mm-hmm. Niciun fel de carne, nici pește, nici nimic. Pur și simplu. Înainte să fiu însărcinată cu ea, pe perioada sarcinii, cât am alăptat și niciodată nu i-am dat copilului mic, până destul de târziu, nimic fără să încerc eu. Nici măcar săpun, șampon, nimic. Încercam orice îi dădeam și pe urmă îi dădeam ei. Așa că nu puteam să-i dau ceva de mâncare pe care nu îl încercam. Nu-ți făcea, sau ție, și mă gândeam că dacă pe perioada vieții intrauterine nu a avut informația asta, pe urmă în lapte nu a avut informația asta, poate că corpul ei o să reacționeze prost și nu eram pregătită pentru asta. Și aveam un medic care îmi urmărea sarcina și care în continuare medicul meu, Lorena Turculeț o cheamă, și pe care o sun în fiecare an de ziua Dariei și mulțumesc pentru că a fost foarte deșteaptă în momentul ăla în care am cunoscut-o.
Și am zis, na, asta e, sunt, asta fac, adică acum ce să facem? Și am zis, eu n-am învățat la școală că se poate așa, n-am văzut acasă că se poate așa, pentru mine nu se poate, dar n-avem decât să urmărim sarcina și să vedem dacă e tot ok și dacă e ok, ok, dacă nu e ok, nu e ok. E ok, da. Și o să facem ceva să schimbăm. Ironia sorții sau nu știu cum să zic, altfel întâmplarea face sau nu e întâmplare, că fiica ei în momentul în care a ajuns să fie însărcinată să facă o făcut fix la fel. A fost vegetariană și... Nu pot să când, cred. Da, și când m-am întâlnit cu ea și mi-a povestit, zic și... Zice, pe ce crezi că a ascultat? Nu, a făcut fix ca tine. Și zic, cum e copilul? Perfect! Da. Da. Asta tot apropo de... Iar nu e întâmplător nimic, știi? Exact. Femeia era pregătită în momentul în care i s-a întâmplat. Și toate regulile astea, știi? Trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci... Nu. Nu e chiar așa, că fiecare avem drumul nostru, știi? Și trebuie să ne luăm. N-avem un calapod potrivit pentru toată lumea. Așa au fost, da. Dar așa, regrete reale, nu prea. Mai sunt vreo două, trei trenuri pe care le-aș fi încercat, dar într-o altă realitate paralelă s-au întâmplat. Le-ai încercat deja, da? Da, și aș fi fost curioasă să văd cum se întâmpla dacă făceam așa sau dacă luam cotitura în stânga în loc de dreapta. Asta tot din terapia e... Nu, asta e din totdeauna. Din totdeauna ai avut-o? Da, da. Mi se pare un exercițiu foarte interesant ăsta. Să-ți imaginezi efectiv. În ultima vreme văd că e foarte în trend. Adică am citit o carte recent, se numește Biblioteca de la miezul nopții, care are chestia asta ca subiect. Filmul ăsta foarte premiat la Oscar, Anything, Everything, All in the Same Time. Sau da, 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 da. Același, da, cu realități paralele și așa. Dar în capul meu din totdeauna, sau poate după ce am pierdut-o pe mama, probabil, cred că așa mă linișteam. Exact, probabil. Ți-ai găsit pacea. Da, dar în capul meu întotdeauna a existat varianta asta în care, în momentul în care ieși la o cotitură și iei un drum în dreapta în loc să-l iei în stânga, și drumul ăla în stânga nu dispare, adică el există, dar în altă realitate, știi? Și poți să-ți imaginezi și, ce s-ar fi întâmplat, poate de bine, poate de rău, n-ai unde să știi. Da. Și tot ce se întâmplă după bifurcația respectivă. Vorbești cu mama ta? Nu. Nu? Nu. Am zis că am zile în care nu mi-am amintesc cum îi suna vocea. Nu. Dacă am o chestie foarte grea, zic, dacă mă vezi, mă auzi. Da, crezi că te vede, te aude. Cred că. Cred că da. Da. Ești o tipă credincioasă? Da, sunt un om credincios. Nu sunt o habotnică. Și nu sunt neapărat practicantă, adică nu o să mă vezi în fiecare weekend la biserică, deși am crescut la biserică, că ți-am zis, bunicul meu era în Oradea, era preot. Dar mi-am găsit și în București omul la care să merg la biserică o vreme și acum mi-e foarte dor să-l văd și să-l aud, dar e ca și cum ar fi în alt oraș, este extrem de departe. Și nici nu știu dacă mai slujește, ar trebui să-l întreb cum e. A avut la un moment dat un episod de o problemă de sănătate și o lipsit o vreme și atunci asta cumva rupt chestia asta. Da, nu e întâmplător. Nu, nu. Un preot foarte pe gustul meu. Foarte normal la cap și... Uman. Foarte, da. Pământean. Da, da. Cu o voce extrem de mare. Este un bas real. Este... Doamne, n-am cuvinte să zic cum îi sună vocea. Na, și îmi făcea plăcere să merg la biserica lui și pentru felul în care era predica lui și pentru felul în care cânta și, mă rog, pentru comunitatea pe care o făcea acolo. Era genul de preot a cărui biserică avea un loc toți îndepărtații de societate, știi? Da, la el avea un loc toți. Nu știu dacă bănuiesc că știi. Și muzica are o vibrație a ei. Și se zice că e foarte important, mai ales pentru voi, artiștii, să compuneți și să cântați muzică de vibrație înaltă. Apropo de biserică, m-a dus acum gândul la asta. Te-ai gândit vreodată? Chestia asta e reală și, cum să zic, e foarte ușor de probat pentru mine. Când muzică, de oricare fel ar fi ea, nu știu, dacă cânt... câmpuri aurii sau poate eu, poate tu, într-un fel, îmi sună vocea într-un fel, dacă când colinde, vocea mea, nu tot timpul, dar extrem de des, sună dumnezeiește, real. Nu e a mea, nu o comand eu. Puteți să ziceți că sunt nebună, vă spun că mi se întâmplă. Se întâmplă să fiu pe scenă și să sune așa, încât îmi vine să mă opresc sau să fiu sigură că sunt eu. Să cânți la minus 24 de grade notele alea, imposibil.
aproape imposibil. Am fost la la Aurelis de curând și venise un medic foniatru, chiar era foarte curios să-mi vadă corzile vocale. Și orelistul mi-a zis: Doamne, de când te-am văzut prima oară am vrut să-ți văd corzile vocale, ce mă bucur că ai venit. Și am zis, na, și eu, că nu le văzusem niciodată. Și mi-a băgat camera, mă rog. Și zice: Doamne, sunt impecabile, n-ai nodul, n-ai nimic, n-ai impecabile, suple, albe, uite-te. Na, mă bucur. Bucuroasă. Da. Și am zis, bă, asta înseamnă că am, la școală chiar am învățat să cânt așa încât să nu-mi, da, corect, încât să nu-mi stric sau nimica. Ăsta e pur și simplu har și n-ai cum să-l strici niciodată. Da, dar nu-i numai asta, că am făcut foniatrie la școală și acolo am învățat că de câte ori țipăm, corzile vocale sunt învelite în niște vase de sânge capilare foarte fine, da? Și de câte ori țipăm, alea se sparg și curge sânge pe corda vocală, efectiv. Și sângele ăla se usucă și se face ca o... scoarță. Da. Aia o va juli pe aia la altă, că noi, în momentul în care vorbim, corzile vocale se apropie. Și buba de pe asta, sângele l-a uscat, o să o jeneze pe asta și se facă bătătură. Eu, din momentul în care am aflat chestia asta, eu n-am mai țipat. Știi, în casă. Mă, ce faci? Eu nu mai țip. Adică, instrumentul meu trebuie îngrijit. Și atunci, normal ar fi să nu cânt la minus oricâte grade, știi? Mm-hmm. Dar dacă mă cheamă cineva, eu nu pot să zic nu. Pentru că bunicul meu mi-a zis că atunci când ți se dă un dar de felul ăsta, ți se dă cu un scop, să-l folosești ca să bucuri niște oameni. Și dacă nu o să o faci, o să ți se ia. Că înseamnă că nu-ți trebuie. Na. Oh, și din momentul în care mi-a zis bunicul meu treaba preot fiind. Da, dacă mi-a zis bunicul așa, eu am zis, nu. Dacă cineva... Ce vârstă ți-a zis treaba asta? Cred că aveam vreo 17 ani sau așa ceva. Și am zis că eu m-am cam săturat de cântat, că acum numai asta fac de 10 ani și aș face și altceva, aș face actorie, poate, sau... Și el a zis foarte bine, numai că în momentul în care ți se dă așa un dar, trebuie să faci ceva. Dacă la spectacolul tău, indiferent câtă lume e, măcar un om pleacă de acolo mișcat, ți-ai atins scopul. Ai făcut treabă. Dacă nu, o să ți se ia, că sunt alții care ar putea să folosească darul ăsta. Eu zic, nu o să mi se ia. Bine, eu nu mă-ți spun. No, dar mi-a rămas în cap. Ți-a rămas, dar bineînțeles. Și... de-aia, pentru mine, nu există spectacol mic sau mare. Pe mine nu mă face scândura artist. Eu fac scândura scenă. Eu pot să cânt în orice loc. Nu e o problemă pentru mine. Eu tot la fel o să cânt și dacă 10 oameni și dacă 100.000 de oameni. Eu același lucru o să-l fac. Și dacă măcar un om pleacă de acolo mișcat, eu mi-am făcut treaba. Dacă starea lui e mișcată, alterată într-un fel, eu mi-am făcut treaba. Da. Te-aș întreba vis-a-vis de asta pe final, care după ce ai trecut, prin toate cât ai trecut, după ce ai conștientizat tot ce ai conștientizat? Ei, dacă aș fi învățat să stau și dreaptă la cadru, așa, într-un fel frumos... Nu mă vezi că și eu strâmbă toată. Ar fi fost extraordinar, da? Atâta s-a putut? Aveți îngăduință. E foarte confortabil, canapeaua așa atunci. Nu, e foarte confortabil, nu. Suntem în alt cadru astăzi, nu? S-a întâmplat o extorsiune a unei realități. Suntem într-un univers paralel acum, exact. Practic. Tu ești de vină că ai zis așa. Revenim. Serios vorbind acum, da. Că mi se pare că e importantă treaba asta. Care crezi sau care simți sau la ce te gândești că poate reprezenta misiunea ta în viața asta nouă pe care o ai? Prietena mea, Mirela Retegan, cea care a fost prima care a văzut manuscrisul cărții, o pupăm pe Mirela, îmi zice de când am început toată treaba asta cu cartea: tu trebuie să vorbești. Tu trebuie să vorbești oamenilor, mai ales despre cum să fie părinți. Și ea zice tot timpul că ea e antrenorul părinților și că eu sunt antrenor de antrenorul părinților. Pentru că, pe măsură ce fetele noastre creșteau, Daria e puțin mai mare decât Maia, deci am fost mama un pic mai repede decât ea. Deși ea a fost mamă la 30 de ani și era mai deșteaptă și mai avea mai multă experiență, eu, mă rog, am fost mamă foarte devreme, ea îmi zice că a învățat de la mine foarte multe chestii. Eu n-am fost atentă la asta, eu vorbesc mult. Acum, dacă cineva aude bine, dacă nu, asta da. E. Dar ea ascultă întotdeauna. E foarte atentă la ce îi spui și am zice că învăța foarte multe lucruri de la mine și că ar trebui să vorbesc. Și acum, de exemplu, pe 15 mai m-a invitat la o conferință pe care o face la Cluj și fondurile se duc înspre Spitalul de Oncopediatrie și m-a invitat să vorbim despre cum e să fii părinte imperfect. Cunosc. Da. Și mă duc.
am mai fost invitată să vorbesc la un moment dat la o conferință la Oradea. Am avut că s-a întâmplat la Oradea și în momentul în care am ajuns pe scenă, mi-am dat seama că Oradea este locul în care mama mea a devenit mamă, dar și locul în care a respirat ultima oară și aia a fost. Și din momentul ăla, practic, am vorbit foarte repede și nu am să mai înțelegea absolut nimic și m-am emoționat foarte tare și în 5 minute am terminat tot ce am vrut să zic și gâtuită de emoții și a fost ceva rău. Ăia nu m-au mai chemat oamenii aia niciodată. Am mai fost invitată la un moment dat să vorbesc despre eșec la I Love Failure. Și că m-am descurcat bine. Păi, dar ce le-ai zis oamenilor? Că... Păi le-am zis că, uite, dacă te uiți la mine, eu trebuie să nu exist. Aha. Da, că toată genă recesivă, doctor, eu zis, maică-mii, care luase un tratament cu antibiotice la începutul sarcinii, fără să știe că e infărcinată, eu zis, nu o să fie niciodată un copil normal și, evident, a avut dreptate că, mă rog, atâta s-a putut, dar maică-mea s-a încăpățânat și a zis, da, bine, mai am doi, o să mă descurc. Cum o fi? No, asta așa e. O fi. Așa e, da. Că aveam toate șansele să o dau rău în bară, ca să nu zic de gard, după ce mi-am pierdut părinții, pentru că, iară, asta e, te ajută să te duci. Da, 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 da. Da. Faptul că am crescut în cartier și puteam să o dau foarte rău iar în bară, mă rog, aveam toate datele să nu fac nimic. Profesorii mei de la școală, dirigintele meu, care mi-a zis, după, nu știu câțiva ani după ce am terminat liceul, cred că eram deja, fusesem la Cerbul de Aur, cred. Și m-am trimis el pe stradă și mi-a zis, vai, Suciu, sunt așa de mândru de tine. Eram convins că nu o să se aleagă nimic de capul tău. Și am zis, domnul Marton, dar nu-i mai fain așa să n-ai niciun fel de așteptare. Și iacă-tă totuși să se întâmple ceva decât dacă să aveai, nu știu, așteptări foarte mari și, na, mă rog. Deci, uite, paradoxal, vezi, ți-a dat Dumnezeu harul ăsta, vocea ta minunată. Dar voce nu înseamnă doar să cânti, nu. Înseamnă și să vorbești. Și că da, așa zic oamenii ăștia care... Mirela e un om care se pricepe mai bine decât mine la partea asta. Și acum poate că dacă m-aș și antrena un pic, știi? Asta e o chestie pe care eu le spun prietenilor mele, știi, când se enervează. Le zic, nu țipa, că strici coarda vocală, ce sens are? Și dacă spui același lucru pe tonul ăsta, e mult mai amenințător. E mult mai grav. Corect. Dacă tu te ceri pe tonul ăsta, crede-mă, că eu asta fac dintotdeauna. Mă cert așa. Eu nu ridic vocea când mă cert. E mult mai rău. Foarte tare. Plus că la fel se zice că dacă tu vorbești încet, toată lumea face liniște ca să te audă. Dacă tu țip ca... Normal, dar nu te mai aude nimeni. Evident. În momentul în care încep să țip, copilul aude. Zzz, nu mai contează. Da. Dar eu când zic ceva grav, dacă e ceva rău, eu pe tonul ăsta zic. Pe tonul ăsta. Da, zic, uite, mie nu-mi place treaba asta. Te rog să nu mai faci niciodată. Pentru că am făcut și argumentare la școală, știi? Și super. Mi-a plăcut mult. Bine că avem. Da, și... Da. Așa că, nu știu, probabil că... Probabil asta. Da. Dar cred că, de fapt, știi, eu am fost întotdeauna, știi, I took pride. Am fost foarte mândră întotdeauna că sunt un om foarte loial. Că așa sunt eu. Că așa sunt construită. Numai că mi-am dat seama, după episodul ăsta oribil din viața mea, că am fost foarte loială întotdeauna, dar nu în direcția în care trebuie. Cum adică? Pentru că prima loialitate pe care o datorez e față de mine. Și pe asta am ratat-o. M-am dus după aia de la locul 2 încolo. Da, așa că cred că treaba mea este să fiu loială mie și sufletului meu. Cred că de acolo pleacă. Și după aia... Știi, ca în avion, dacă tu îți pui masca primul, după aia poți să-i ajuți și pe aia din jur. Dacă nu, n-ai cum. Abia aștept să te mai aud vorbind, Narcisa. Mulțumesc. Vezi cum am simțit eu de la început și am zis, acum închei spunând, mi-era dor de vocea ta și nu mi-ai cântat astăzi. Nu. Dar și când vreau să te aud din ce... Mă, aș cânta, vreți să te mint? Vrei să-mi cânti ceva? Eu nu vreau, dar dacă tu vrei... Nu, dacă nu, lasă. Se dar cântă în alte părți, aici nu, vorbim de lucruri de suflet, ca să zic mi-e așa. Mi-e dor și de cântări, recunosc. Da.
Trebuie doar să vorbești, știi? Așa e. Mă bucur din suflet că te-am văzut, Narcisa. Mulțumesc. Ești minunată. Oh, mai mult decât știam că ești. Și uite, asta e frumusețea, că descoper întotdeauna oamenii altfel. Da, puteam să vin înțepată cum eram, știi, înainte de episodul respectiv și să fiu foarte îngrijită și să nu las nimic altceva decât te așteptai. Da. Și am fi pierdut amândouă. Da. Și noi și ei. Da. Și noi și ei. Îți mulțumesc, ești minunată, mulțumesc. Și vreau să-ți aud vocea din ce în ce mai des. Cumpărați cărțile, cumpărați cărțile. Vă promit că o să vă placă. Și eu abia aștept să fac exercițiul acesta. Vă pup și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ne vedem data viitoare. Seară bună!